campania umanitară de la Bisoca de sâmbătă începe de vineri. Trebuie să mergem să cumpărăm pachetele și toate alimentele pe care le-am propus. Am strâns ceva donații și haine pe care le-am triat ieri, doar că unele n-au fost ce trebuie, au fost murdare, au fost rupte, mă rog. Acum mergem spre Dorali să cumpărăm, alimentele. Stăm în coadă, ca de obicei. Sunt 25 de familii, am uitat să vă spun asta. Încercăm să ajutăm mai multe familii, dacă ne mai rămân din donații. Ne-am gândit la 10 kg de făină, 10 de mălai, câțiva litri de ulei, orez, paste, ceva dulciuri pentru copii și să vedem ce mai găsim, nu știu, probabil niște conserve. Am ajuns la Magros, așa se numește magazinul, și că au prețuri foarte, foarte mici dacă cumperi angro cantități mari. Să vedem. Prețuri foarte, foarte mici, dar trebuie să cumperi cantitate mare. Gata prima rundă. Am luat ulei, dulciuri, pateu, mălai, zahăr, făină, fasole și niște orez. Trebuie să mai luăm mai doar jumătate din cât ar trebui să luăm, dar nu ne încapă mașini și trebuie să mai vină un coleg cu o dubiță. Mai trebuie să vină și alți colegi care au cumpărat ei. Asta e ce am cumpărat noi cu donațiile care s-au strâns financiare. S-au luat momentan de 1600 de lei și de 870 de lei. Mai sunt și bonurile astea de la cartofi și încă niște dulciuri și mazăre, sucuri, prăjituri. De saci de cartofi, câte 10 kg, 250 de kg. Băieții de aici ne-au dat niște dovleci gratis. Am ajuns să le sortăm. Ne-au dat băieții de la cartofi, de unde le-am cumpărat și ei, niște măsline și dovleci. Ia să vorbim. Zahăr, vezi că e desfăcut. Ia-o și pasta. Da, corect. Pune-o acolo, nu-i bune. Pune-o unde-o. Am plecat de data asta și mai dimineață. E ceasul 6 fără un sfert. Ne mai întâlnim cu două mașini la mall, cel de pe Colentina, și plecăm spre Buzău să ne întâlnim cu ceilalți. Suntem vreo 7 mașini pentru campania umanitară de la Bisoca. Vedem ce iese astăzi. Noi și răsăritul ajungem acum în Buzău. Drumul ok până aici, foarte multe camioane de Ucraina în schimb. Ne întâlnim cu colegii, au ajuns doi dintre ei și ajungem toți la timp. Ne întâlnim la Mărăcine în prima dată, patria dastelelor. Ne-am întâlnit? Da,
Am luat și pentru grătar. Facem un grătar după umanitară. Noi suntem cu un tuareg. Suntem cu o dubiță, un ranger, un tuareg. Ăsta nu-i cu noi. Și încă 4 tuareguri. Am plecat de la Mărăcine, ne îndreptăm spre Bistoca. Am vorbit cu domnul primar și acolo trebuie să ne împărțim în două echipe ca să putem să acoperim toate familiile. Vedem cum o să facem. Urcăm spre Bistoca. Până aici a fost asfalt. Cred că la un moment dat se va termina asfaltul. Drumul este foarte bun și foarte frumos peisajul. Cred că până aici a fost. Ajungem spre Bistoca. Nu mai e drum asfaltat. Dar tot e foarte bun. Și peisajul e foarte frumos. Am ajuns la primăria Bistoca. Avem niște pachete aici pentru 4 familii. Avem niște pachete aici pentru 4 familii. Da. Avem aici niște saci de furaje pentru animale și alte pachete. Trage toaia. Facem și o reparație rapidă. Și domnul primar. Ce vrei? Că nu înțeleg ce-mi ceri. Ceva dulce? Vrea ceva dulce, mă. Ia uite ce ți-aduce. Ia să vedem, poți să mergi pe ea? Să nu cadă. Îți place? Ia uite cine vine la tine. Uite fetele. Fetele, da. Ne-a spus ceva dulce? Da. Păi desfă tu, mă, dă și... Ia uite-vă ce am brațe, mă! Am lăsat pachetele. Și acum mergem la următoarea familie. Cel mai fericit. A nimerit exact la slujbă. Găsim albul Letiția. Ia uite. Albul Letiția. Ține, cade ăsta jos. Nu, e doar un pachet. Okay.
E, s-a rușinat acum. Unde să vi le lăsăm? Vreți să vi le ducem? Da, nu, hai că le ducem. Asta e cu căinuță. Să vici este, nu? Da, fata Ciuca, nu? Nu te mai mami, noi nu ne mai ducem. Și atât. Asta e pentru cu ești pe noi. Asta, nu vă și răinuțe, mami, alea ne-a rămas. Și am zis că dacă tot, poate găsim să le dăm. Păi le dăm aici. După domnul primar în altă localitate acum. Am lăsat deja 4 pachete. Dați-le și lor o minge, nu? Da, mă, păi le aduce acum. Să vă jucați împreună. Vă jucați cu toți, că noi ne-am gândit că vă jucați cu mingea toți. Mai sunt și acolo băieții. Da, băieții. Da? Bine. Lasă da, 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 da. Cine ești tu? Eu, mă trebuie. Dar nu am văzut și bună ziua! Ce faceți? Cu treabă, nu? Ce faceți frumoaselor? V-ați rușinat? V-ați rușinat puțin, nu? Acum stați să găsească că v-am făcut pachetele și mai vine și cu ceva hăinuțe pentru fetițe. Dar trebuie să le ducem sus, de unde veniți, doamne? Păi da, trebuie să vă ajute băieții, că o să fie grele și să nu le cărați dumneavoastră. Butinică, da, am scris. Dar rog că le dăm și să ducem asta, da. Sau ajutăm până unde. Ce zici? Da, tu vrei să faci mașina de râs acum? Vreau să zic că merge pe aici. Au plecat băieții, se întorc aștept pe doamnă și continuăm. Aici am terminat. Pardon. Nu știu crezi că dau cu ea, ci eu nu lucrez la aceeași firmă. Am lucrez? Stai mă. Păi m-am dus la necăcăță. Borcălaș. Borcălaș? Da. Hai, toate la mine în mașină sau la mine, unde, la Claud, unde vreți. Eu mă bag eu ca și cum. Borbin, Borcălaș, uite. Aha, da. Na, că n-am căput. Hai, la mine mașină cu el. Sunt dubă? Sunt dubă?
Urcă Matei, n-auzi? Matei, ia la tine și urcă. Auzi, dar sigur sunt ale lor, nu? Bagă peste. Mulțumim și noi că ne-ați primit. O zi bună să aveți. Așa că trebuie să-l filmez, da? Partea a doua va urma în câteva zile. N-am avut timp să le montez pe toate clipurile video. Am trecut în descrierea clipului absolut toată lumea care a participat la campania umanitară de la Bisoca. Sper că i-am trecut pe toți și n-am uitat pe nimeni. Dacă am făcut asta, îmi cer scuze. Suntem foarte mulțumiți de cum a ieșit. Data viitoare, ce nu a fost ok, vom îmbunătăți și sper să iasă și mai bine. Ne auzim data viitoare.